Bine v-am regăsit, dragilor, la o nouă dezbatere. De acum suntem pe ultima sută de metri, ne apropiem de sfârșitul acestei campanii electorale. Începând de vineri, va fi liniște și pace. Noi ne reintrăm în cele obișnuite, iar dumneavoastră, vedeți ce faceți pe acolo, ce gândiți, pe cine votați, cum gândiți. Atenție mare! Astăzi am în dezbatere pe doamna dr. Iulia Ștefănescu, pe domnul Ilie Viorel și pe domnul Stanciu Viziteu Lucian. Să rămână, bine v-am găsit. Da, noi ne zicem bine v-am regăsit iarăși, că oamenii ăștia au fost deosebiți și au acceptat să vină în aceste dezbateri. Ne-am fi dorit foarte tare ca dezbaterile să fie și mai echilibrate, să atragă tot echișichierul politic băcăuan, dar ce să vezi, nu s-a putut. Unele partide au spus din capul locului că nu. Ne-au zis că nu au bani să plătească o oglindă electorală. Noi credem. Au spus că nu vin la dezbateri, că sunt foarte ocupați. Noi credem. Dar dacă mâine ar dori să vină, noi îi așteptăm cu brațele deschise. Doamnă și domnilor, acum că sunteți la finalul campaniei, haideți să facem așa, să tragem o mică linie și să vedem cam ce ați constatat fiecare pe teren, când v-ați întâlnit cu oamenii, cum vi s-a părut campania electorală, dacă a fost ușoară, dacă grea, dacă vi s-a părut că au fost tot felul de insurgenți, să zicem așa, care v-au dat peste cap niște lucruri. Sau poate că ați constatat că au fost niște lovituri sub centură urâte. Sau poate că vi s-au făcut tot felul de jocuri, între ghilimele. Să începem cu doamna dr. Iulia Ștefănescu. Îmi vine să râd că cu câteva zile am văzut-o la televizor foarte furioasă, nu, pe Facebook, foarte furioasă că era o problemă legată de poliție. Ce vi s-a întâmplat, doamna doctor? E, vineri după amiază, deci pe data de 1 decembrie, poliția locală Bacău ne-a ridicat un distribuitor de ziare și băiatul mi-a dat mie telefon și eu am vorbit cu respectivul polițist și am spus, n-aveți niciun drept să-l ridicați, e conform legii, cu număr de registrare, tot în regulă. Și a zis, da, dar trebuie să luăm la poliție, să-i luăm o declarație, să ne dea o declarație. Dar de ce? Mă rog, l-a luat la poliție, l-a dus, noi ne-am dus după distribuitor. Dumnealor nu vreau să... Căutau un articol de lege. Erau cu așa și căutam, asta nu, că nu se potrivește, asta nu, că el nu era beat, nu era... nu făcuse niciun zgomot, nimic, pur și simplu în cutia poștală distribuia niște ziare care erau cu Maria Munteanu. Și mă rog, până la urmă, chestia e că nu ne-a dat, a făcut un proces verbal, nu ne-a dat orice proces verbal să face un dublu exemplar. Nu ne-a dat al doilea exemplar, l-a făcut într-un singur exemplar. Când l-am cerut, a zis, nu vă dăm. A trebuit să-l pune pe băiat să facă cerere să ne dea al doilea exemplar. Nu ne l-a dat. Avem o recipisă prin care am depus cererea. Vă dăm rezultatul în 30 de zile. Deci, vă spun, a fost așa ceva incredibil că cineva, adică o forță de ordine, poate să facă, să ia o asemenea atitudine față de... Nu contează că era partidul nostru, alianța noastră în România, oricare alt partid aș fi luat aceeași poziție, eu. Bun. Dar n-am găsit niciun aliat a niciunui alt colegi din... Chiar dacă suntem concurenți, pentru că fiecare dintre noi se putea... eu trag o concluzie.
le este frică de noi, deoarece... Cui este frică de dumneavoastră? Păi celor concurenților care au luat... Nu și cum concurenții au avut posibilitatea să... Păi puteau să ia și ei o poziție. Cu oamenii legii ca să vă... Să nu, se implice, nu cu oamenii legii. Dar oamenii legii... Care lege o aplică pentru partidul nostru și care lege o aplică pentru celelalte partide care suntem... Mi s-a întâmplat și dumneavoastră, domnilor, ceva asemănător? Nu, eu cred că este un caz singular. Chiar nu am auzit întâmplări de genul acesta. Într-adevăr, a fost o campanie atipică și o spun și din punctul de vedere al unui candidat, dar și discutând cu alegătorii. Foarte greu, imposibil practic, să poți să te adresezi alegătorilor. Sunt 93 de localități și cel puțin pe modul meu de a face campanie, în a ajunge la poarta omului, la ușa omului și a discuta cu cel puțin un membru din familie, pentru că eu așa am făcut la Mănești campanie în toți acești ani, este imposibil. Nu poți să acoperi tot județul. Iar această restricție, eu cred că s-a dus dintr-o extremă, când am fost efectiv invadați de tot felul de meșuri, benere, așa, ne-am dus în extrema cealaltă când nici măcar nu s-a permis afișajul pe domeniul privat cu acordul cetățenilor. E clar că aici se avantajează partidele mari, partidele care au notorietate și care nu au vrut să fie deranjate de o campanie onestă și corectă în limita bugetului pe care fiecare partid și l-a alocat pe fiecare capitol financiar bugetar. Dumneavoastră? În afara faptului că știu că ați fost înjurat, scuipat și certat și făcut străin? Da. Eu am avut o campanie foarte frumoasă. Mi-a plăcut. Am fost într-o echipă de tineri, ca și mine. Majoritatea candidaților Uniunea Salvați România din Bacău au mers în fiecare zi în stradă, unde am întâlnit, cred că, mii de oameni. De la muncitori în fabrică, până la doctori, avocați, polițiști, am cunoscut mulți și jandarmi, inclusiv militari în termeni, văduve. Am avut parte de reacții de toate genurile. Oameni, din păcate, intoxicați de minciunile mediatice care s-au propagat despre Uniunea Salvați România, dar și oameni plini de speranță, care ne-au spus, și chiar rețin câteva mesaje, chiar sunteți o salvare. Mulți spuneau, dacă nu apăreați voi Uniunea Salvați România, nu am mai fi și la vot. Și aceștia sunt majoritatea votanți PNL, istoric. Din păcate, PNL-ul trebuie să reformeze după ce a ieșuat la guvernarea alături de PSD. Și pot spune că nu am avut parte de niciun fel de incident major. Chiar a fost o experiență foarte frumoasă și o recomand oricărui tânăr care vrea să înceapă cariera în politică să vină alături de noi și să vadă ce înseamnă să mergi să vorbești cu oameni de toate categoriile socioprofesionale. Și a fost foarte frumos. Cred că modul în care s-a făcut campania acum, fără bannere, fără mulți bani, este un mod în care ar fi corect să se facă. Și odată cu trecerea mai multor campanii de acest gen, se vor sedimenta mult mai bine intențiile de vot și oamenii vor cunoaște cu adevărat. În fluturașii noștri chiar am pus eu numărul meu personal de telefon și am avut plăcerea să fiu sunat de mulți oameni. Unii de curiozitate să vadă că numărul este real, alții chiar cu probleme și întrebări punctuale. Și transmit acum alegătorul că numărul acesta este numărul meu personal și va rămâne și după 11 decembrie deschis și accesibil oricui, în limita orilor normale de program. Da, asta vreau să vă spun acum, că e bine că ați sublineat, nu de alta, dar poate și soția v-ar fi dat telefon la un moment dat să spună când mai ajungi și tu acasă? Da, am avut, din fericire, suportul total al familiei și a soției, dar și a părinților, care m-au susținut și m-au înțeles că uneori ajungeam foarte târziu acasă. Foarte bine. Doamna doctor, pe dumneavoastră cine v-a susținut în această campanie? Vreau să intervin eu, să spun că dumnealor, dacă au cerut, dați-ne 50 de lei, dăruiți, donați 50 de lei sau hai, ajutați-ne dumnealor să mai... cine? Cei colegii noștri, da? De la USR. Da. Trebuie să strângem, să ajungem la 1 milion, ajutați-ne, nu ne lăsați, trebuie să continuăm campania. Deci, mărturisesc în fața tuturor alegătorilor și în fața camerelor de luat vederi că
Nu am primit niciun ban de la partid, mi-am susținut absolut singură campania pe spezele mele și pe pacienții și pe profesionalismul care l-am în spate. Nu am primit de la nimeni nimic decât ajutorul prietenilor mei, acelor trebuia să plătesc unde sunt instituții prin mandatar financiar, ce este legal. În rest, nu am primit decât sprijinul moral și voluntariat de la toți prietenii. Vă spun cinstit și toată lumea poate să confirme cei care au fost în jurul meu. Și le mulțumesc pe calea aceasta tuturor celor care m-au sprijinit și vreau să vă spun că știu un proverb de la bunicul meu care spunea: măi copii, ne aduna așa pe toți nepoții și spunea: măi copii măi, aveți grijă, a fi mare nu-i mirare, a fi om e lucru mare. Da, vreau să sublinez și un lucru și e frumos că trebuie să-l spunem. Faptul că familia dumneavoastră v-a ajutat foarte mult și acum de ce să nu recunoaștem că și soțul dumneavoastră v-a fost un sprijin, da, permanent. Și soțul care m-a însoțit permanent. Domnul Ilie Viorel, copiii. Cine v-a susținut în campanie? Colegii de partid, dar cel mai mult cred că alegătorii. Am simțit în perioada aceasta de campanie, când am ieșit în multe dintre localitățile județului Bacău, cel puțin de pe zona de vest a județului, acolo mi-am axat în principal campania, pentru că am considerat normal ca un slogan de campanie să voteze un om care a demonstrat ceva și are niște realizări în administrația publică până acum. Ori cei din acea zonă mă cunoșteau foarte bine și cunoșteau Moineștiul foarte bine și evoluția municipiului Moinești în acești 8 ani. Despre familie n-aș putea să mă laud că m-au susținut foarte mult, cu toate că am avut sprijinul băiatului cel mare, cel puțin, dar soția nu a fost foarte încântată că voi candida. Eu sper să demonstrez și după 11 să ne așezăm pe un făgaș pe care ni-l va rândui Dumnezeu. Voi rămâne primarul municipiului Moinești, ceea ce este un lucru extraordinar pentru mine, sau și mai mult că voi accede în Parlamentul României. Postura mea, am spus-o, este o postură deosebită, de bună, de frumoasă și inedit prin faptul că dacă un cetățean vine la mine și spune: n-am să te votez, dar imediat după asta spune: pentru că vreau să rămâi primar la Moinești, este o bucurie pentru mine. Totuși, eu sper ca în acest scurt timp să fi putut convinge cât mai mulți cetățeni de bunele mele intenții. Eu cred că partidul va folosi pe dumneavoastră, domn primar, și locomotivă și vagon. Pentru că aveați deja voturile moineștenilor și atunci, când sunteți prea mulți aleși pe listele parlamentare, dumneavoastră, viceprimarul de Bacău, nu știu mai care, deci mie mi s-ar fi părut normal să vină alte persoane care, dumneavoastră, pe acum 6 luni ați fost, s-au cheltuit niște bani pentru campania electorală la locale și acum aceiași bani, dacă dumneavoastră plecați în Senat, trebuie să se cheltuiască alți bani, tot din banii publici, pentru că eu sunt un donator la banii publici, știți? Așa. Deci, un contribuabil. Dați-mi voie să vă răspund, doamna doctor. Și trebuie să facem din nou alegeri, să alegem un primar de Moinești, ceea ce nu mi se pare chiar foarte normal. Ce părere aveți, domnule primar, despre ce spune doamna doctor? Este strategia fiecărui partid să-și întocmească listele de candidați. Știm cu toții și ne-am evaluat foarte corect potențialul electoral noi ALDE. Deci nu cred că e cazul să ne uităm de la locul 3 în jos pe listă. Mă refer la Senat, la lista la Senat.
sau de la locul poate 4-5 în jos la Camera Deputaților. Strategia este prin a veni cu oameni care au demonstrat în activitatea lor că au făcut ceva așa cum sunt și eu, cu oameni cu experiență, dar și cu oameni tineri, oameni noi, care în această echipă pot să aducă valoare echipei. Despre strategia noastră, dați-ne voie să ne o asumăm noi și o să vedem rezultatele în finalul acestei campanii, dacă a fost o strategie bună sau nu. Despre cealaltă problemă pe care ați ridicat-o, eu, primar, candidat pentru Senat, eu am susținut în această campanie că acesta este un parcurs normal pentru un politician. Un politician care dorește să ajungă parlamentar, fără să aibă în spate o activitate și administrativă și profesională temeinică, eu cred că este un balon de săpun în această campanie și care se va demonstra că este altceva. Nu suprapunere de candidaturi. Adică nu ar fi trebuit să mai candidați acum 6 luni, și ați avut notorietate, ați fost primar și atunci cu bagajul și cu ce ați câștigat în perioada cât ați fost primar, candidați acum ca senator. Dumneavoastră ați candidat ca primar, ați ieșit primar, felicitări, dar ați lăsați în spate un gol. Deci numai, eu vă asigur că nu este niciun gol. În conducerea primăriei municipiului Moinești am format o echipă de oameni competenți și valoroși. Accederea mea în Parlamentul României nu va face decât să permit unei alte generații de oameni care au învățat în acești ani, cu care am învățat împreună administrație în acești ani, pentru că acum 8 ani nu prea știam despre administrație multe lucruri și cred că este un parcurs normal. Referitor la faptul că am candidat în iunie, da. Nu știu, aș îndrăzni să vă întreb și eu, știți peste 6 luni unde veți fi dumneavoastră? Pentru că eu astă vară nu știam că voi fi candidat astăzi. Bine, e adevărat. Da? Deci, partidul meu pe care îl reprezentați nu este foarte... Doamne și domnule, am să vă rog frumos să păstrăm un echilibru și să îi dăm cuvântul și domnului Lucian Stanciu, vizitor, să ne spună părerea vis-a-vis de discuție. Da, mi s-a părut interesant discuția și am o soluție foarte simplă și inginerească. Vă invit ca locuitorii municipiului Moinești și al Bacăului să voteze toți postea 12 pe buletin de vot, adică Uniunea Salvați România. În acest fel vor avea în continuare un primar bun și vor avea în continuare în Bacău un doctor stomatolog la fel de bun. Și în Franța. Și în Parlament vor avea un om tânăr care nu a mai făcut politică, este competent și poate să facă ceva așa cum nu s-a mai făcut până acum. Vedeți că avem 27 de ani pierduți în care au fost atâtea partide parlamentare care au promis și n-au făcut. ALDE este, după cum știți, partener cu PSD, așa cum a fost și cu PNL. Acest vot, vă reamintesc și colegilor mei, este un vot politic, adică se votează un partid, nu oamenii de acolo. Și dacă votăm un partid, este important ca acel partid să demonstreze 3 lucruri. Că are oameni competenți, oameni integri și un sistem care le permite acestora să fie selectați. Când vorbim despre un partid în fruntea căruia este un condamnat penal, chiar dacă în interior sunt oameni și competenți și bine intenționați, eu nu cred că acel partid are toate cele 3 componente esențiale pentru o politică corectă în sprijinul cetățenilor. Corectă, da. Acum vreau să vă pun 2 întrebări, aș vrea să le pun în pachet, dar cred că totuși am să aleg să le pun separat. Prima întrebare este aceea... Mă leg de ceea ce a spus domnul Stanciu Viziteu și cred că sunteți în asentimentul meu. Cum simțiți dumneavoastră, ca oameni politici, să vedeți că pe listele electorale, la senatori în mod special și la deputați, sunt oameni, mă rog, așa au fost numiți, penali. Deci oameni care sunt certați cu legea, oameni care sunt imorali, sunt oameni care au făcut tot felul de năzdrăvănii între ghilimele, la care toată lumea a strigat în cor, wow, nu se poate. Deci chestia asta cu nu se poate, ba se poate. Nu mai înțelegem noi, cetățenii de rând, un lucru. Adică cum e posibil? Ai o ținută în CV
ai făcut nu știu câte facultăți, ai făcut nu știu câte doctorate, masterate, deci din punct de vedere profesional ești ok, da? Să ai un limbaj de baltă, mă iertați că vorbesc urât, un limbaj de golan, un comportament și o atitudine golănească. E posibil așa ceva ca după 27 de ani să se mai admită? Nu vorbesc despre noi cetățenii, nouă nu ne place, clar, și ne dezicem de treaba asta. Deși unii votează în continuare, că nu știu săracii pe ce stradă merg. Dar dumneavoastră, oamenii politici, mai aveți timp să mai acceptați acest stil de comunicare, de atitudine golănească, de baltă? Păi, zic așa, golanii săracii ce să facă? Golanii, că sunt și golani în România sau peste tot în lume. Deci băieții aia au zis, n-ați luat. Au ridicat mâna și au zis, n-ați luat. O să vă dau un răspuns scurt și o să las cuvântul colegilor. Vă rog foarte mult, da. Cred că sunt două cauze pentru situația aceasta a penalilor pe listă. Prima este legea, care este obtuză. Dintr-un punct de vedere, ea are dreptate atunci când în Parlament un liftier nu poate fi angajat cu dosar penal, dar greșește și este incomplet atunci când permite unui om să candideze pentru o funcție de o demnitate publică. Deci legea ar trebui schimbată pentru a restricționa accesul acestor oameni în orice funcție publică aleasă. Dar acest lucru este cumva o supralegiferare, pentru că într-o stare de normalitate, de bun simț, nu ar exista un partid care să promoveze astfel de oameni. Așa că dacă legea aceasta ar trebui schimbată pentru a bloca accesul astfel de oameni, dar mai mult și partidele ar trebui să reformeze să nu mai facă astfel de lucruri. Dacă îmi permite să adaug la pe condamnații, au, în afară de faptul că sunt condamnați 4 ani jumate cu suspendare, așa a prevăzut legiuitorul, adică legea a fost de așa manieră trecută în Parlament, că dacă nu se scrie că nu are voie să aleagă și să fie ales, atunci nu are importanță că ești condamnat. Dar eu mai spun un lucru, cum poți să-ți depui candidatură la forul legislativ al țării dacă nu te duci să-ți iei cazierul? Deci nu ți se cere cazier. Îți cere declarație de avere, declarație de nu știu ce, chestii socoteli și nu îți cere cazierul. La noi în partid să știți că se cere cazierul. Nu, eu spun legea. Nu, de lege, nu vorbesc de da, partid, fiecare partid, da. Dar eu vorbesc de lege. Că, legea strâmbă. Păi, și mai spun un lucru. Eu consider că oricine dintre noi, dar cu atât mai mult un președinte de partid, care n-a știut să-și gestioneze o căsnicie, două, trei sau mai multe, cum poate gestiona o țară? Deci nu poți să ții o familie în frâu, adică 2 persoane, 3 persoane sau 5. Cum vrei să ții o țară din punct de vedere a unui premier, să gestioneze o avere, când tu nu știi să-ți gestionezi da, propria deci, familie? Dați-mi voie să intervin. Cu toții trebuie să fim de acord că e vorba despre Constituția României. Și Constituția României dă dreptul fiecărui cetățean să aleagă și să fie ales, mai puțin cei care au această restricție printr-o condamnare definitivă și irrevocabilă. Păi aceasta este legea. Unii sunt condamnați definitiv și irrevocabil, dar dacă nu scrie că își pierde dreptul de a alege doctor, și de a exact. Fi ales, să vedem aceasta ce este... O, dacă este scris în sentința dată de judecător. Atâta timp cât nu are această interdicție, pentru că eu ca primar vorbesc, mie îmi vin săptămânal astfel de sentințe și sunt obligat, pentru că primarul este cel care actualizează lista electorală, să operez în această listă. Da? Și deci știu foarte bine acest demers. E clar că avem nevoie de o schimbare. Cum avem nevoie de o schimbare în Parlament, în ceea ce privește această pseudo-suspendare sau punerea la dispoziție a legii. Deci eu cred că n-ar trebui să existe acest lucru. Și toată lumea să... Să autosuspende. Nu,
eu doamne nici nu cred că trebuie să mai luăm avizul Parlamentului sigur, pentru așa ceva. Acest lucru ar trebui eliminat definitiv. Haideți să vă dau un exercițiu de gândire politică și vă rog frumos să-l judecați bine ca și cum acum este în fața dumneavoastră. Cazul Monicăi Iacobriți, care se află în continuare în pușcărie, are 2 copii mici, minori, ea este bolnavă, are o boală gravă, incurabilă, copiii au aceeași boală, a făcut solicitare către președintele României ca să stea acasă, să facă arest la domiciliu, să poată să-și vadă de minori, să poată să-și vadă de familie și așa mai departe. La Elena Udrea s-a putut și la alții s-a putut. Unele persoane care erau în pușcărie au ieșit primari, frate. Și această femeie, nu discutăm acum care-s vinele, ce a făcut, nu cred că a omorât pe nimeni însă. Da? Deci cred că undeva se întâmplă ceva. Dumneavoastră, dacă ați fi avut putere, ce ați fi făcut în cazul acestei femei? Eu aș fi dat curs solicitării ei, pentru că poate fi monitorizată, poate fi în arest la domiciliu și își poate vedea și de sănătate și de copii. Pentru că mi se pare absolut normal. Mama, chiar dacă... Deci nu este încălcată cumva Constituția și în cazul acestei femei? Ba da, eu consider că da. Vă întreb. Consider că legiuitorul ar fi trebuit să aibă această îngăduință. Pentru că nu știu să spun, fiind medic, firesc, nu jurist, nu era firesc ca și colegii de partid, da, partidul, să ia o poziție în această situație, dar și toți oamenii politici, pentru că este o situație dificilă, da? Oricine putea să greșească ca în partid, știți foarte bine că se întâmplă tot felul de lucruri, da? Oricine putea să ajungă din naivitate, din necunoștință, din știință, nu contează, da? Acolo. Dar fiind femeie, fiind mamă, fiind minoră, deci unde e responsabilitatea noastră? Ce facem? Deci femeia asta în orice secundă poate să dea colț. Scurt. Da, e un caz care dacă îl analizăm cu siguranță trebuie să ne gândim la un cadru mult mai larg. Nu putem da soluții decât în situații excepționale despre un anumit caz sau altul. Părerea mea personală aici este că ceea ce se întâmplă acum ar trebui puțin reevaluat. Și cunoaștem cu toții exemple de oameni condamnați pentru nimicuri, între ghilimele, sigur, sume infime, furturi, da, chestii de genul ăsta foarte pe câțiva corect ani. Și vorbim de furturi de milioane de euro cu suspendare. Deci aici trebuie echilibru. Să funcționeze. Aveți de gând să faceți ceva în acest sens când veți fi acolo în Parlament? Dumneavoastră doamnă, dumneavoastră domnule. Proiecte de legi. Am să-mi exprim și eu o părere despre acest caz. Și foarte pe scurt, că pe scurt ne apropiem de final. Deci, în primul rând, meseria mea este de inginer. Și ca inginer, nu cred că dumneavoastră, de exemplu, ați vrea să stați într-o casă proiectată de un brutar. Brutarul știe să facă pâini, inginerul face clădiri, avioane, case. Da. Ținând cont că vorbiți despre un caz de justiție, eu am încredere că sistemul de justiție în România este pe o pantă ascendentă de a se reforma și a ajunge la o normalitate. Despre astfel de cazuri, cred că judecătorii știu să cântărească mai bine acest lucru, pentru că sunt oameni care sunt școliți și sunt profesioniști în acest domeniu. Ei, zi de zi, decid viața oamenilor în diverse specii. Văd că colegii mei oferă clemență și îngăduiri pentru orice de parcă ar vinde la sine. Cred că sunt pur și simplu afirmații electorale. Gândiți-vă că pot fi cazuri în care o femeie, chiar mama copilor, poate a omorât alți copii, poate a făcut fapte mult mai grave decât omorul. Există și astfel de fapte. Și doar judecătorul, ținând cont de fapte și de lege, va putea decide ce este mai bine. Noi putem să fim sentimentali și să empatizăm, dar să nu uităm, și asta e o mare problemă în România, legea este lege.
furtul este, furtul este și pentru un leu și pentru un milion. Mă iertați că intervin și vă opresc cu fermitate. Nu este un caz de empatizare, nu este un caz sentimental, este un caz special. Și ca el mai sunt cazuri. Dar ce spuneți dumneavoastră acum este chiar foarte, foarte grav. Chiar foarte grav. Da? Adică? Pentru că în momentul în care tu dai libertate unui om care a furat, nu le-a furat miliarde, mii, dar a făcut tot felul de năzdrăvănii și îți vine poliție și îți vine, mă rog, la judecată cu pantofi de nu știu câte sute de euro, cu o ținută de, mă rog, nu contează, așa, și tu te duci și, cum să zic, îți petreci vacanța de vară, da? Ești în arest, arest la domiciliu și îți faci vacanța la mare, poftim despre ce vorbim? Stai, că nu înțeleg. Eu am spus că legea trebuie respectată. Noi nu ne transformăm în judec. Da, de acord. Dacă legea, de ce nu se respectă, dacă legea n-a fost respectată, atunci, păi, fost, clar. Atunci trebuie reformată justiția sau trebuie pedepsiți cei care n-au aplicat legea. Dar legea trebuie aplicată. Bun, tot timpul. Bun, și dumneavoastră ca oameni politici. Deci vreau să vă spun ceva. Eu pun numai acum întrebarea pentru că era finalul primei părți. Ne oprim un pic și după aceea ne întoarcem. Deci pun întrebarea. Dumneavoastră ca oameni politici, aveți sau nu aveți dreptul de a face o hârtie, de a face o, cum să zic, o interpelare în Parlament, la președinte și la nu mai știu la cine. La ministrul justiției? La toate forurile internaționale pentru a salva o mamă cu copiii, indiferent ce. Noi facem acest lucru ca și oameni. Dacă facem asta ca lucru, ca oameni politici, atunci începem și ne întoarcem. Răspunsul o să ne-l dați în partea a doua emisiunii, okay. Da? O să începem acolo. Facem o pauză, vă rog.